Trei bărbați care induceau în eroare persoane vârstnice prin metoda accidentul au fost reținuți de polițiști din București după ce au stabilit și faptul că cei trei erau sprijiniți de persoane din penitenciar. Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, secția 14, au desfășurat o acțiune de prindere în flagrant delict a doi bărbați și au pus în aplicare 5 mandate de percheziție domiciliară pentru destructurarea unui grup specializat în înșelăciuni prin metoda accidentul. Astfel, polițiștii au prins în flagrant doi bărbați în județul Vrancea la scurt timp după ce ar fi primit 11.000 de lei de la o femeie în vârstă de 79 de ani din județul Buzău, după ce în prealabil aceasta fusese indusă în eroare cu privire la faptul că fiul ei a suferit un accident, iar pentru intervenția medicală trebuie să achite 50.000 de lei. Concomitent cu sprijinul IPJ Constanța, au fost puse în aplicare 2 mandate de percheziție domiciliară la 2 locații din județul Constanța, fiind depistat un al treilea bărbat, precum și bunul cu valoare probatorie și obiecte vestimentare purtate la comiterea faptelor. Cu privire la aceștia, s-a stabilit faptul că sunt bănuiți de comiterea a 2 alte infracțiuni de înșelăciune în București la data de 1 februarie 2023, de unde ar fi fost sustrași aproximativ 30.000 de lei, și în județul Constanța la data de 11 februarie 2023, de unde ar fi fost sustrași 11.000 de lei prin același mod de operare. De asemenea, din cercetări s-a stabilit faptul că bărbații ar fi fost sprijiniți de alte 2 persoane încarcerate într-un penitenciar, arată Poliția Capitalei într-un comunicat. Totodată, fiind extinse cercetările privind activitatea infracțională a grupului, polițiștii secției 14, cu sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale al Poliției Capitalei și al IPJ Constanța, au pus în aplicare 3 mandate de percheziție domiciliară în județul Constanța, fiind depistată o femeie bănuită în cauză și identificate mai multe mijloace de probă. Persoanele depistate au fost conduse la sediul secției, 3 dintre ele fiind reținute pentru 24 de ore, ulterior fiind arestate preventiv pentru 30 de zile. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiune de înșelăciune sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria sectorului 4. Autoritățile avertizează populația să fie vigilentă în privința apelurilor suspecte și să ceară informații numai din surse sigure, relatează jurnalul.ro.